Salutare, dragilor! Bun venit pe canalul meu! Eu sunt Mișin, în cazul în care nu m-ați mai văzut până acum. Știu că genul ăsta de review-uri cumva nu sunt caracteristice pentru canalul meu, pentru că v-ați obișnuit să mă vedeți făcând review-uri pentru telefoane sau orice alte gadget-uri de casă, iar această Tesla nu e tocmai în categoria de gadget-uri despre care vă povesteam. Cu toate astea, așa cum mi-a zis o prietenă când a văzut pentru prima oară mașina, mai asta e o tabletă cu 4 roți. Așa că m-am gândit, de ce nu? Mi se pare destul de potrivită pentru a vă povesti despre ea. Așadar, o să vă povestesc mai multe despre tehnologia din interior. Dar, în primul rând, vreau să vă spun că atunci când vine vorba despre o mașină, totul ține de gusturi, fiecare dintre noi își alege o mașină în funcție de ceea ce își dorește. Mie, inițial, mi se păruse o mașină destul de ciudățică, dar acum, obișnuindu-mă cumva cu ea după câteva zile de utilizare, pentru că nu este mașina mea, am ajuns să o îndrăgesc, cumva mi s-a părut din start o mașină diferită, mi s-a părut că v-ați putea obișnui cu ea destul de rapid în ciuda faptului că sunt anumite elemente cumva nespecifice cu care ne-am obișnuit la o mașină normală și aici nu le mai regăsim. Dar cu toate astea, eu cred că oricine se poate obișnui destul de rapid cu o mașină electrică, mai ales când vine vorba despre o Tesla, și dacă sunteți fani ai unui design minimalist, cu siguranță o să vă placă la nebunie. Zic să nu mai lungim atât de mult și să trecem la treabă. O să încep prin a vă spune că mi se pare o mașină foarte potrivită pentru o femeie și pentru că sunt o femeie pot să spun acest lucru. Nu e o mașină care să necesite foarte multe întreține din anumite puncte de vedere, pentru că la urmă urmei nu o să mai facem acele revizii clasice cu care ne-am obișnuit și singura problemă va fi, nu știu, schimbatul unei roți în cazul în care ne trezim că se întâmplă ceva, dar chiar și așa, cu niște anvelope run flat, am scăpat și de problema asta. Deci da, pot să spun că mi se pare o mașină potrivită și pentru o femeie, pentru că va fi mult mai ușor de gestionat în foarte multe situații, mai ales dacă vă place tehnologia, cu siguranță o să îndrăgiți și pe ea. Și avem foarte mult spațiu de depozitare în exteriorul mașinii, pentru că nu avem un motor clasic în interiorul acesteia care să ne împiedice, așadar vom avea un spațiu de depozitare și aici în fața mașinii, dar unul și în spate, portbagajul clasic de care ne putem bucura, spațiul fiind suficient pentru destul de multe bagaje. Vorbim despre un Tesla Model 3, dual motor, long range, ceea ce înseamnă că ne va oferi o autonomie de aproximativ 600 de km conform producătorului și prețul de pornire este un picuț cam piperat pentru această variantă, începe de la 55.000 de euro. Iar dacă vă veți adăuga și alte dotări suplimentare, precum o culoare ca aceasta, se mai adaugă încă 1200 de euro. Iar dacă vă doriți și un interior în două culori, cu alb și negru, cum este cel de aici, se mai adaugă încă 1200 de euro. Deci puteți să vă configurați mașina în funcție de preferințe, dar orice altă culoare specială sau orice altă dotare extra costă, bineînțeles. Haideți să intrăm în mașină și înainte de asta vreau să vă arăt cum se face accesul în ea, pentru că putem să folosim cardul pe care îl primim de la Tesla. Cumva o să ne simțim ca și cum am intrat într-o cameră de hotel, pentru că asemenea unei camere de hotel se face intrarea, dar putem să ne punem și aplicația Tesla pe telefon, de pe care vom controla mai multe detalii când vine vorba despre mașină, inclusiv putem să o deschidem și să facem o grămadă de alte setări direct de pe ea. Mașina va ști când ne apropiem de ea și se va descuia automat, astfel încât nu e cazul să vă faceți griji că nu aveți cheia după voi și e mult mai ușor și de împrumutat unui prieten în felul acesta. Haideți să o vedem și la interior. Interiorul mașinii este unul cât se poate de simplu, iar atracția principală o reprezintă minunata tabletă, să-i spunem, integrată chiar aici, pe centru. După cum se poate observa, nu avem alte elemente, nu avem o parte de bord pe care să ne fie afișate informațiile, ci cumva tableta este cea care face tot ceea ce avem nevoie noi să facă. Partea stângă va fi întotdeauna prietena cea mai bună a șoferului, pentru că aici vom avea mereu informații afișate despre viteza cu care mergem și tot ceea ce trebuie noi să știm pe parcursul deplasării. Iar aici putem vedea ce s-a întâmplat de la ultima încărcare pe care am efectuat-o. De aici vom face setările esențiale atât pentru exteriorul cât și pentru interiorul mașinii. Farurile putem să le pornim, să le aprindem, să le dăm pe auto, putem să facem ajustări în ceea ce privește oglinzile, volanul. Pe partea de lumini v-am povestit deja și mai devreme, aici sunt ceva mai avansate. Partea de blocare unde găsim cheile, tot ce este asociat cu mașina. Partea de display, avem inclusiv un mod de curățare pe care dacă îl activăm putem să trecem la șters ecranul fără să ne facem griji că am putea să-l deranjăm în vreun fel, să schimbăm vreo setare în mod neintenționat. Durează câteva secunde pentru a părăsi acest mod. După care, de la partea de driving ne putem seta noi cum ne dorim să conducem. Modul chill este cel calm în care cumva accelerația nu este la fel de responsive cum este la modul standard. Și partea de steering mode, cum ne dorim să conducem, confort, standard, sport.
aici avem și un stopping mode, cum ne dorim noi să se oprească mașina atunci când frânăm. Autopilot-ul, funcția de navigație. Aici eu am fost puțin dezamăgită să văd că nu putem să ne punem noi alte aplicații de navigație direct pe ea, cum ar fi Waze, pe care mulți dintre noi s-au obișnuit să o folosească și trebuie să ne limităm la ceea ce ne oferă ea, pentru că nu putem instala aplicații de genul acesta, dar cumva e o informație cu care m-am obișnuit, o idee peste care am trecut și sunt ok cu asta momentan. La partea de safety și security putem să accesăm informații legate de această parte. Iar la partea de service putem să vedem inclusiv manualul afișat direct aici pe tabletă. Iar de aici putem să deschidem torpedo-ul pentru că nu avem niciun alt buton care să ne permită să facem acest lucru, iar dacă ne dorim să fim cât mai siguri de faptul că nu o să se uite nimeni în lucrurile noastre personale, ne vom pune un cod PIN pe care îl știm numai noi și nu o să poată să deschidă altcineva. În continuare, putem să punem muzică direct de aici, putem să ne instalăm aplicații precum Spotify de pe care să redăm muzica pe care noi n-o dorim. În continuare avem un mod în care putem să vedem ce se întâmplă în laterale, ce se întâmplă în spatele mașinii, pentru că ne putem avea acces la camerele acestea. Aici sunt setările pentru ștergătoare. Am văzut deja că toată lumea se leagă de această idee, cum că e puțin mai dificil de folosit ștergătorul și că atunci când te afli în mișcare este nevoie să faci destul de multe setări direct de pe tableta mașinii pentru a ajunge să-ți configurezi cum îți dorești tu modul de ștergere. Nu o să detaliez acest lucru pentru că e ceva cu care ne obișnuim pe parcurs, bineînțeles. De aici putem să pornim să oprim încălzirea în scaune. Ne vom face setările de temperatură pe care le dorim în mașină. Practic, totul este aici. Și când spun totul este aici, este ca și cum ne-am raportat la o tabletă care ne permite să facem orice setări ne dorim. Și dacă sunteți obișnuiți cu tabletele Apple, pentru că mie mi se pare că se duc foarte mult în acea direcție unde totul este clar, simplu și la îndemână, e bine, aceeași senzație am avut-o și aici în cazul acestei tablete. Mai avem încă un mod puțin ascuns, ca să zic așa, la care putem avea acces chiar de aici, în care putem să ne punem noi calendarul să-l sincronizăm astfel încât să avem toate evenimentele importante direct importate aici. Putem să avem acces la camere, cum vă arătam și mai devreme, să vedem cum s-a consumat energia în ultima perioadă. Partea de încărcare, câtă baterie mai avem rămasă, cum se încarcă și putem să ne planificăm și anumite rute astfel încât ea să știe până unde avem de mers, cât avem de mers și unde ar trebui să ne oprim să facem încărcarea, pentru că nu o să putem ajunge foarte departe, mai ales dacă o să conducem într-un mod ceva mai agresiv care va consuma ceva mai multă energie, bineînțeles. Cu toate astea vă ziceam că autonomia este de aproximativ 600 de kilometri, ceea ce mie mi se pare o distanță foarte, foarte mare care poate fi parcursă cu o mașină electrică și nu trebuie să ne mai facem griji tot timpul de ideea de a o încărca de fiecare dată. Putem să o încărcăm acasă dacă avem posibilitatea, dacă nu există deja cel puțin în București destul de multe stații de încărcare, mai ales dacă vom avea acces la una super rapidă. Încărcarea se va face în maximum o oră și jumătate dacă este descărcată aproape complet bateria, ceea ce mi se pare un timp mai mult decât suficient. Gândiți-vă că o lăsați în parcarea unui mall, plecați la cumpărături, iar după ce vă întoarceți, mașina este încărcată și gata de utilizare. Iar pentru autonomie de 600 de kilometri, mie mi se pare că o săptămână rezistă fără probleme, cel puțin mie mi-ajunge. Iar a merge cu mașina în weekend, să o las la încărcat în mall, mi se pare un lucru absolut genial. Dar revenind la partea de tabletă, aici vă spuneam că mai găsim și niște lucruri interesante, avem un mod de web în care putem să deschidem efectiv un browser și să navigăm dacă ne dorim să facem ceva anume pe internet, dispare destul de rapid. Avem și parte de entertainment, pe care dacă o deschidem putem să ne jucăm diverse jocuri, dar știu că poate să sune un pic ciudat ideea de a ne juca într-o mașină, dar de ce nu dacă se poate, mai ales cum vă spuneam că putem să stăm cu ea la încărcat, să nu avem ce să facem și să ne dorim să ne jucăm direct pe ea, putem să facem acest lucru, avem disponibile ceva jocuri chiar aici în aplicație cu care ne putem distra și poate să treacă timpul mai repede. Și în continuare avem și un toybox, de unde la fel putem să facem diverse activități. Mie îmi place foarte mult faptul că s-au gândit să pună inclusiv un mod romantic în care se imită un foc și sunetul unui foc și ne putem relaxa în mașină așteptând să se încarce sau așteptând pe cineva. În orice caz, toată mașina este gândită în așa fel încât să nu existe momente de plictiseală, momente în care să nu ai ce să faci așteptând ceva anume, când stai cu ea, fie că este la încărcat,
fie că pur și simplu vrei să petreci timp cu ea. Aplicația despre care vă spuneam, pe care o putem utiliza pentru a face anumite setări, este Tesla. Aplicație care ne permite să ne setăm o cheie, astfel încât să putem intra direct în mașină fără a purta după noi acea cartelă pe care vă arătasem, dar și să facem anumite setări. Putem să ne încuiem, să ne descuiem mașina, să ne închidem, să ne deschidem portbagajul, cum putem face și de pe tabletă, dar poate fi uneori mult mai la îndemână direct de pe telefon. De aici vom face tot ce ne dorim noi pe parte de setat muzică, putem să trecem de la o melodie la alta și putem să vedem câtă baterie are automobilul, astfel încât să știm când este cazul să o punem la încărcat, dacă suntem acasă și ne dăm seama că n-am verificat bateria înainte să intrăm, de exemplu. Sper că am reușit să vă ajut să vă faceți o idee despre partea tehnologică a mașinii Tesla Model 3. Și știu, ideea de a trece la o mașină electrică poate părea un picuț dificilă, cel puțin pentru mine încă este, recunosc că mă aflu în acel punct în care mi s-ar părea foarte ciudat să renunț la o mașină convențională pentru una electrică, probabil și pentru că aș fi stresată tot timpul de faptul că ar trebui să am suficientă baterie și să pot pleca la drum oricând mi-aș dori cu ea, dar cu autonomia atât de mare, cred că Tesla merită o șansă și vorbim despre modelul cel mai accesibil pe care Tesla l-a creat până acum și știu că prețul nu este încă unul atât de jos pe cât ne-am dorit foarte mulți dintre noi pentru a face pasul să o cumpărăm. Dar cu toate acestea, cred că e o mașină care merită investiția, mi se pare foarte ok și pe partea de garanție, mi se pare foarte ok faptul că nu mai este nevoie să băgăm combustibil, deci se reduce și de acolo o cheltuială destul de mare, acum depinde și cât de mult folosiți mașina și cât de mult mergeți cu ea. Dar mi se pare o afacere destul de bună, cred că ne îndreptăm în această direcție a mașinilor electrice, trebuie să îmbrățișăm ideea cu toții. Și sunt convinsă că la un moment dat o să mă simt și eu pregătită să fac acest pas și cu siguranță voi lua în calcul Tesla pentru că mi se pare cumva o mașină care este din tipare, dar în același timp este destul de minimalistă, frumoasă. Mie una mi se pare că fac mașini destul de frumoase cei de la Tesla și i-aș da o șansă. Aștept să-mi spuneți părerea voastră și vă rog, luați în considerare faptul că n-am făcut până acum niciodată un review pentru o mașină. Pe mine m-a cucerit toată partea de tehnologie atunci când m-am urcat pentru prima oară în ea și tocmai de asta am hotărât să fac acest review. Sunt convinsă că dacă erați interesați de alte detalii despre ea, le-ați găsit deja în alte review-uri și nu mi-am dorit să repet același lucru, ci mi-am dorit să vă povestesc care a fost interacțiunea mea cu ea, care sunt setările principale pe care le poți face și cum totul poate fi controlat direct de pe această tabletă. Eu am fost Mi și vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video și abia aștept să ne revedem. Dacă aveți și alte întrebări despre ea și credeți că aș putea să vă ajut cu alte informații pe lângă partea aceasta de tehnologie, nu uitați că mă găsiți întotdeauna în secțiunea de comentarii. Vă pup!